Bună, dragilor. Astăzi avem empty hall pentru luna octombrie, proiectul consum mai mult decât cheltui. Va fi un clip scurt, deoarece nu am cumpărat mare lucru și nici nu am terminat foarte multe produse, așa că haideți să vedem ce am cumpărat mai exact venit cutiuța Look Fantastic, care a costat 77,69 lei și în ea am găsit aceste elastice de păr, uh, galbene de la Vintage Cosmetic, eu mai am ceva de la acest brand, pe acestea nu le voi păstra, bineînțeles, am să le ofer altcuiva. Am primit și carticica de această dată, am și acest gel de curățare de la eCooking, sunt foarte încântată de el pentru că brandul eCooking uh, îmi place, din cât am apucat să testez de la el îmi place, așa că sunt foarte curioasă să văd ce știe să facă și acest gel de curățare, îmi place și ambalajul, așa că abia aștept să-l folosesc să văd cum este. Mai departe am și această loțiune de corp de la Rituals. Mie îmi plac loțiunile de corp de la Rituals, miros foarte bine. Produsele lor în general miros foarte bine, așa că abia aștept să o încerc și pe ea să văd cum este. Am mai conținut și această mască de la Dr. Botanicals. Sincer, de Dr. Botanicals am auzit. Mai am un produs de la ei pe care nu am apucat încă să-l încerc, dar sunt foarte curioasă să le testez, așa că este binevenită și ea, bineînțeles. De la Philips. Kingsley sau cum s-a pronunța, un produs pentru păr, eu mai am ceva de la ei, l-am deschis în momentul ăsta în baie, nu sunt nici încântată, dar nici dezamăgită, așa că voi încerca și acest produs și voi vedea dacă mă încântă sau nu. Și ultimul produs de la Filorga este o cremă iluminatoare pentru față, mie îmi plac produsele Filorga, așa că abia aștept să o folosesc și pe ea, să văd cum este. Și asta a fost tot ce a conținut cutiuța, avem și cărțulia și haideți să vă arăt sneak peek-ul pentru luna noiembrie. După cum vedeți vom avea un produs de la Comfort Zone. Și asta este tot ce, ce am avut de spus despre look fantastic. Și am plasat o comandă în campania 14 la Oriflame pe care am cheltuit 14,34 lei și am doar acest gel de curățare de la Pure Skin. Cred că am locuit transportul cu el, dacă nu mă înșel. Da. Și aceste mostre de la Noile Parfumuri, care miros absolut genial și pe care e posibil să le achiziționez în viitorul apropiat, nu se știe. Și am primit și un cadou, acest portofel. Am să vă înserez o poză cu el, pentru că nu vreau să-l desfac în momentul de față. Și asta e tot. De la Avon am luat doar acest uh, parfumel mini, Passion Dance, uh, a fost 10 lei, asta este toată suma cheltuită, 10 lei, deci da, a fost un deal ok. Și am primit și un mini kit de testare de la La Roche Posay, așa arată kitul și uh, avem aici crema Cica Plast, despre care am auzit foarte multe lucruri, dar nu am folosit-o până acum niciodată, uh, lipicar, cremă, nici pe ea nu am mai folosit-o și mai avem uh, balsam, cred că tot pentru față ceva. În fine, nu am apucat să deschid prea bine să mă uit, dar asta a fost tot ce a conținut acest mini kit. Și, în total, în luna octombrie am cheltuit 102,03 lei. Cred că este cea mai bună sumă de până acum, așa că sunt foarte încântată. Sper să o țin tot așa până la sfârșitul anului și de ce nu și anul viitor. Și dacă am terminat cu partea de hall, haideți să trecem și la empty, să vedem exact ce produse am terminat și cât am reușit eu să consum în această lună. Și am terminat un parfumel de la Avon, atât știu că este de la Avon. Nu mai știu cum se numește, pentru că nu se mai vede nici măcar pe fund mare lucru, se vede doar un cod și foarte șters restul, dar mi-a plăcut foarte mult acest parfum, am mirosit foarte bine, a persistat foarte bine, din păcate nu știu cum se numește, nici nu știu dacă se mai găsește, în vreun fel eu nu l-am văzut niciodată, deci habar n-am, l-am primit la un moment dat, l-am estimat la 50 de lei pentru că mi se pare un parfum bun și atunci parfumurile bune cam asta e prețul lor. Am terminat și un șampon de la Farmec cu Argan Plus și Jojoba. A fost un șampon extraordinar de bun. Mi-a plăcut, a făcut exact ce trebuie să fac cu un șampon. Să curețe bine și să nu lase părul scârcicios și așa ca și cum n-ar fi spălat. Un antiperspirant de la DAV, acesta cu castraveți. Nu este preferatul meu acesta cu castraveți, dar dacă l-am avut, l-am folosit. În orice caz, DAV este marca mea preferată pentru deodorante și antiperspirante un șampon de la Yves Rocher, I Love My Planet, ăsta m-a ținut o veșnicie, am crezut că nu o să se mai termine niciodată pentru că o picătură mică făcea spumă cât abia o reușeai să o clătești. Foarte bun acest șampon pentru un păr gras. Dacă aveți părul uscat ca al meu, nu vi-l recomand pentru că scârție părul și puțin cred că și, și canează. Oricum, pentru un păr gras este genial. Uh, gel de duș, Discover, Oriflame, Costa Rican Explorer Din gama Discover, ăsta este preferatul meu uh, Miroase foarte bine, așa, fructe exotice Chiar mi-a plăcut și clar am să-l mai recumpăr pentru că v-am spus Dintre toate Discover, ăsta, Costa Rican Explorer, este preferatul meu De spălat, spală ca toate Deci, da, mirosul mă interesează pe mine Și de la Avon, am uh, Avon Scent Essensis Hula Hula Hibiscus, asta nu pot să zic că m-a încântat mirosul, dar n-a fost nici cel mai rău, așa că dacă voi mai avea vreodată ocazia să-l folosesc, îl voi folosi, dacă nu, nu mă deranjează, nu-i voi simți lipsa oricum. Dar gelurile de duș de la Avon Sensi sunt bune, așa că da, nimic de zis. Am terminat și acest bidonaș de sare de baie, a avut 900 de grame, l-am luat din DM acum ceva vreme, m-a ținut foarte mult, așa că de acum voi opta pentru astfel de bidonașe nu voi mai lua la pliculeț, mai reduc și consumul de plastic și ambalaje și alte cele a colorat apa albastră m-am simțit relaxat atunci când am folosit-o așa că ce să mai comentez n-am nimic de reproșat, e o sare de baie și atât mai departe avem o, am de fapt o cremă antipoloare de la Sabon pe asta am terminat-o pe picioare pentru că tin să cred că expirase nu știu de ce nu am, am uitat-o în spate acolo Cred că ceva nu mi-a plăcut pentru față, cred că mirosul, parcă așa mi-aduc aminte, dar nu știu sigur. În fine, am terminat-o pe picioare, a fost ok pentru picioare și atât. Și am terminat și acest balsam de buze de la Essential Oriflame cu ulei de canola și vitamina E. L-am folosit în tandem cu cel de la Yves Rocher, fără număr, am folosit doar ca să se termine să nu expire pentru că se apropiau încet de termenul de expirare. A fost ok, dacă îl voi mai avea, îl voi mai folosi cu drag și dacă îl găsiți la un preț ok, vi-l recomand. Tot de la Oriflame din gama On Color, acest tuș nu l-am folosit pentru a mă machia, eu știu, să ies din casă, l-am folosit pentru a învăța să mă dau cu tuș. E bine, am învățat, dar nu-mi stă bine, așa că clar am să renunț la mai folosit tușuri. Probabil voi exersa în continuare să știu să dau cu tuș, poate când îmi cere cineva ajutorul, dar da, a fost un tuș ok și a făcut treaba, am învățat cu el, deci ce să zic. De la Codali, un serum SOS de Vino Search a fost ok. L-am folosit în zona pomeților și a nasului pentru că tindea să mi se roșească fața în unele momente și pot să zic că a fost ok, a calmat cât de cât zona. Un produs care nu este terminat, dar îl voi lua în calcul ca și produs terminat pentru că o paletă nu se poate termina în totalitate decât dacă abuzezi de ea. Eu am terminat un fard din ea, la una am ajuns la tăviță, deci e ce trebuie. Așa că a fost într-un proiect, mi-au rămas bun de la ea pentru că este foarte veche, mi-a fost dragă, am folosit-o foarte mult și dacă nu aș avea atâtea produse, clar aș recumpăra-o. Așa că fetele care nu doresc să aibă prea multe produse de make-up, recomand această paletă, este bună și pentru sprâncene și pentru un machiaj de zi, chiar și pentru un machiaj de seară, până la urmă este ok, uh, și-a meritat toți bănuții această paletă și chiar o iubesc soțul meu a terminat acest șampon de fapt nu chiar l-a terminat mai are de vreo câteva utilizări în baie um, l-am încercat și eu odată pentru mine nu face ce trebuie adică foarte greu reușesc să fac spumă în păr sau să-mi curăț părul cu el um, dar soțul meu a avut părul scurt, i-a plăcut acum să vedem dacă îi cauzează mătreață sau nu dacă îl veți mai vedea la mine sau dacă voi vorbi vreodată despre el înseamnă că nu cauzează mătreață și este ok dacă nu, aia e tot soțul meu a folosit unul e gata, unul e în baie în momentul de față. De fapt, afară. Da, afară l-a pus. În momentul de față, aceste săpunuri solide de la Doxa sunt ok, miros bine, sunt ok de folosit chiar și la băile din casă, deci, n-am nimic spectaculos cu ele. Am și două măști pentru păr, Love Nature cu Mango. Dintre toate, astea îmi plac cel mai mult cu miros. Ca și acțiune cred că nu astea sunt cele mai bune. Aș zice că cele cu avocado sunt mai ok, adică lasă părul mai mătă, sos și mai așa. Dar um, îmi plac și astea, fac ce trebuie pentru părul meu, așa că da, o să le mai vedeți la mine și altă dată pentru că au și un preț foarte bun. Fetița mea a folosit șervețele umede Haggis. sunt sigură că nu doar un pachet a folosit, sigur am mai folosit și altele, dar probabil că le-am aruncat, iar Pampers nu vedeți pentru că am aruncat cutia, că am comandat o cutie mare. Și mi-au expirat câteva produse, această antifreeze, crema olivin pentru antielectrizare de la Douglas, două măști de față, de fapt sunt patru, că două de la Balea și una de la Alverde. Au expirat din păcate, deși le-am aranjat frumos să le folosesc, n-a mers treaba. Asta este. Se mai întâmplă și să expire anumite produse. Ei bine, asta este tot. Tot ce am terminat. Foarte puține produse. Dar valoarea totală este una destul de ok și anume 252,84 lei. Noroc cu vreo două produse mai scumpicele așa, că altfel nu ajungeam la suma asta. În orice caz, diferența este bună. Sunt pe plus cu 150,81 lei, ceea ce este genial. Sunt mai mult de încântată și mulțumită de rezultatul meu. Acestea fiind spuse sper ca de acum să ne vedem în același program ca, ca înainte cum obișnuiam eu să filmez. Nu vă mai rețin, vă mulțumesc de vizualizare, vă doresc o săptămână frumoasă în continuare, vă pup, pa pa!